Competiția fotbalistică pentru amatori, Liga Prieteniei Giurgiu, se află deja în fața celei de-a doua runde a etapei a treia. Joia trecută, fotbaliștii înscriși în competiție s-au întâlnit în primele partide ale etapei a treia, după următorul program. Salvatorii vs. Viitorul Vedea, scor final 15-3. Emogalaxii, Viitorul Frătești, 4-5. Și ARG Energia Remuș, scor final 1-3. Astăzi după amiază sunt programate alte trei partide și cu acestea se va fi încheiat etapa a treia. După programul afișat mai jos, se vor întâlni necunoscuții cu PTF Giurgiu, Amicii contra Cel Giurgiu și ACS Victoria contra Forest Bicu.